și doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. În sala polivalentă, basketbaliștii de la CS Hart au reușit să învingă cu 103-60 echipa Clubului Sportiv Școlar din Craiova. Sportivii pregătiți de Liviu Zaharia au avut o prestație de excepție, demonstrând încă o dată că au făcut un salt calitativ în acest an competițional. Va urma un nou turneu de junior 3 pentru care Liviu Zaharia are ca obiectiv calificarea în următoarea etapă. Etapa de campionat la basket băiesc, un rezultat foarte bun pentru sportivii de la Clubul Sportiv Hart. După ce la pauză basketbaliștii noștri conduceau cu 37-25, ultimele două sferturi au fost dominate net de sportivii pregătiți de Liviu Zaharia, care au administrat claiovenilor de la Clubul Sportiv Școlar un sec 103-60. După această victorie, care este a întregii echipe, deja cei de la CS Hart se gândesc la al doilea turneu pentru junior 3. Va avea loc al doilea turneu de calificare la campionatul național Under 13, și junior 3. Ne-a venit rândul nou să fim gazde pe data de 17 și 18 decembrie, deci exact de peste două săptămâni începând de astăzi. Un turneu foarte important care vine după un debut cu rezultate bune pentru CS Hart. La primul turneu l-a avut loc la Craiova, am câștigat ambele meciuri care le-am avut de disputat. Dacă același lucru se va întâmpla și la noi acasă, deja ne putem considera calificați. După acest turneu pe 28 ianuarie, CS Hart va întâlni în sala polivalentă Clubul Sportiv Școlar Pitești. Anul 2011 a adus spre organizare numeroase competiții în sala polivalentă din Drobeta, Turnu Severin. Moderna bază sportivă a găzduit mai multe finale pe țară la diverse ramuri de sport. Momentul de vârf fiind ediția din acest an a trofeului Carpați la handbal feminin. Se speră că 2012 va fi și mai bun și mai ales va aduce în competiție mai multe echipe din Turnu Severin. 2011 a fost un an cu multe competiții găzduite de sala polivalentă. S-au regăsit în competiții foarte importante multe ramuri de sport, judo, lupte, basket, handbal, care au oferit spectacole agreabile publicului severinean. 2011 pentru sala polivalentă a însemnat un an plin de competiții sportive. Am început cu echipa de handbal Universitatea Craiova, care, bineînțeles, știm cu toți că a început returul în sala polivalentă. Turneul final de basket U13 s-a continuat cu Cupa României la handbal masculin, care bineînțeles știm că au venit primile 8 echipe cele mai bune din țară. Meciul de calificare România-Croația tot la turnul Severin s-a ținut la handbal masculin și să nu uităm în ultimul rând trofeul Carpați, care s-a încheiat acum 3 săptămâni cu victoria României. Finalul de an va fi dominat de competițiile de basket la fete și băieți, dar și de alte acțiuni care mai pot să apară în calendarul Direcției Județene de Tineret și Sport. Până la sfârșitul anului va fi numai basket în sala polivalentă. Sâmbătă o întâlnire de fete, peste două săptămâni întâlnire de băieți. Da, va fi săptămâna viitoare un turneu de fete la basket și peste două săptămâni un turneu de basket masculin. Să sperăm că 2012 va fi și mai bogat în competiții, multe din ele aducând la star sportiv și echipe din Drobeta, Turnu Severin. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!